Aproximativ 80 de participanți sunt așteptați la conferința regională de public speaking și leadership ce va avea loc în acest weekend la Suceava. Invitații speciali Ionuț Breb și Orlando Petriceanu vor prezenta de asemenea tehnicile unui discurs umoristic reușit, însă cu mai multe detalii despre acest subiect vin Corina Roncea, președintele Toastmasters Suceava, și Ștefan Țugui, vicepreședintele Toastmasters și organizatorul acestui eveniment. Fiecare dintre noi consider că are în sine un mesaj de transmis celorlalți. De multe ori acest mesaj rămâne închis în propria persoană datorită faptului că nu avem curajul să le exprimăm. Există mesaje valoroase care rămân înmormântate în noi, uneori pe viață, și care consider că ar putea fi împărtășite celorlalți pentru a beneficia cu toții de ele. Asta presupune să ai curajul să ieși în față, să le exprimi spre binele tău și spre binele comunității din care faci parte. Bineînțeles, o invitație către toți sucevenii de a participa la evenimentul nostru. Vreau să le aduc aminte încă o dată, 27-28 septembrie, Biblioteca Bucovinei, sâmbătă dimineața la ora 10 începem, pe pagina noastră, pe adresa noastră, se pot înscrie online. Va fi un eveniment deosebit, discursuri umoristice, foarte potrivite pentru începerea toamnei. Și așteptăm începerea unei cariere în public speaking. Am zis măcar pentru începerea toamnei, dacă s-a răcit afară, puțin umor și veselie ne încălzește din nou. Cel puțin.